La început de vacanță, verișorii Nic și Madeline, după câteva duieluri verbale, spectaculoase, au constatat că nu au ce să-și povestească unui altuia și au găsit în podul casei un geamantan vechi și au găsit la fel jurnal de bord al pe când bunicul lui Madeline era nepot și care visa să ajungă mai repede la vârsta lui Rote Grande. Pentru ca să demonstreze că la 14 ani poți fi foarte bun capitan. Jurnalul povestea despre toate întâmplările prin care a trecut bunicul până când a devenit un adevărat marinar și capitan de cursă lungă. Madeline găsește în scorbura unui chei unde credea că se ascunde o coțofană, o hartă cu niște semne stranii, un cerculeț, o săgeată spre satul opăriți, o fântână, un depozit de arme sau bani. Fascinați de adolescența plină de peripeții a bunicului lor, cei doi verișori au hotărât să plece în căutarea acestei grote și au ajuns în grotă, dar din păcate au fost blocați acolo din cauza unor pietre. Când contrabandistul a ajuns, a crezut că acolo este prietenul lui și dar când i-a găsit pe băieți, a vrut ca acestea să nu afle și a vrut să-i ucidă. Însă, la timp au fost găsiți de părinții lui Madeline și aceștia au fost ajutați de câinele lor și la final acești copii au fost salvați.